Pecile iubirii. Dansul făcut de Ștefan Iulianei acum două săptămâni îi stârnea gelozia lui Vlad. M-a deranjat modul și felul în care s-a manifestat el. Și strig la Iuliana vorbind, nu la alte fete. Mi-a spus punctul de vedere, am principii. În momentul când am o relație, încerc să am grijă de relație, cât și de imagine, cât și de persoana de lângă și nu mi se pare oportun să faci așa ceva, părerea mea. Adică nu cred că am greșit prin reacția mea. A fost vorba de poziția aia de acolo, aia de sus. Păi da, păi asta zic, că se vedea de... Că vine să vorbesc cu Reda, păi da, normal. Eu știu unde, așa dacă... Păi da, și doamna Paula a zis același lucru, se vede de parcă ar fi, dar n-am voie să zic la ora asta. Da, aia te-a deranjat. Păi asta m-a deranjat, numai că a dansat. Gen, dacă dansa pe ea, poate nu te deranja. Nu, că nu se deducea la așa ceva. A fost o mișcare, poți să o iei ca atare sau poți să îți dai în gelozie. Nu se dă în gelozie, că dacă mă duceam și făceam așa, și făceam așa, aici așa, se înțelege, frate, că oricine poate să vadă treburile astea. Dacă ai o limită ca bărbat, respect să poată de lângă tine. Și am dat, sau cu toate fetele de acolo. Dar nu m-am urcat pe ele să fac gesturi de astea așa și așa și la cap și la ăsta. Păi bun, adică aici, dacă făceam și eu la Maria așa, zic eu cu 100% că te enervează a doua zi. Nu mă enervă, toată lumea s-a distat acolo. Dar cel mai bine când vezi... Ok, problema ta aici, nu, da. Eu nu m-am uitat la astea și acum cum m-am uitat de seama că e și normal. Ești la televizor, deci se păstrează o anumită decență și nu se fac treburi de genul. Că nici eu nu fac. Dacă făceam și eu, înțelegeam. Cristian îi pune altfel problema lui Vlad prin puterea exemplului. Dar dacă, fără mișto acum, te întreb pe bune, noi devenim prieteni, buni, buni, așa. Așa. Sau devenim prieteni, nu? Așa. Frați, frați. Așa. Și eu fac... treaba aia. Da. Știi ce zic? Nu, te deranjează? Normal. Deci indiferent de orice situație, oriunde ar fi, oricine aș fi eu... Da, normal. Păi până te deranjează, normal. Nu? Păi da, și nu e normal. Că atâta timp cât eu te fac... întreb. Da. Eu te întreb doar. Atâta timp cât eu nu fac și păstrez un bun simț față de tine, cum adică tu să vii să spui la... Păi suntem prieteni, mă, cum năba? Să-i fie, mă, și probează tu și suntem prieteni. Înțelegi ce zic? N-ai cum să faci ceva. Adică aici femeile sunt femei, îți respect, îți respect femeia, că te respect și pe tine. Chiar dacă poate femeia ta nu-mi place, îți dau un caz așa, că n-am nicio problemă cu nimeni. Dar zic așa, în cazul în care nu mi-ar plăcea de cu cine ești tu și ești prietenul meu, o respect pe femeia de lângă tine. Că e decizia ta. A, că mai e o glumiță, ceva, de se, o iei de mână, așa, că ăsta da, nu, pe mine, ăsta nu mă deranjează, că e normal că suntem prieteni și nu sunt atât de deplasate, dar acolo era deplasat, oricum. Știi cum o văd eu, din perspectiva mea? Dacă eram eu acolo, eu cum sunt eu și cum am... Mă mor de situația, că e așa, așa mi se pare mie normală, aș dansa... Dar fără să denote ceva, poate maxim sexy, poate să... Exact, să iei să-i pui mâna pe pieptul da, tău. Da, iau mâna, pun, îl fac... Cu fundul, că nu e atât asta de... Asta zic. Dar nimic să nu se creeze vreun disconfort și asta aș face, ascultă-mă, asta aș face-o cu fetele cu care mă înțeleg și... sunt și iubitele apropiaților mei, să zic așa. Știi? Și după mă duc și îi zic, bă, te-a deranjat, te-a supărat, iartă, știi că e, a fost un dans, nu e nimic, nu, să nu înțelegi. Dar ceea ce aș face mai mult, mult mai mult, ar fi către iubita mea, cu iubita mea. Exact. Cu fata mea, cu, exact. Știi? Exact. Acolo aș face... Normal. Tot. Și nici acolo, că până la urmă te pui nici acolo, imagine. Nici acolo, vrei să mică, nici acolo nu pot să fac, adică nu pot să... Păi nici, să, eu, nici eu nu permit, că, pentru că, bă, știu că mă vede o lume întreagă. Bă, asta ies pe stradă, dar să spui și lui Ioana, bă, că n-avea cum să mă deranjeze, că merg cu tine și mergem la niște oameni, știi ce zic? Da, știu că mă vede o lume întreagă, înțelegi? Ok. Nu pot să fac așa cum... Pentru că sunt responsabil odată pentru ea și odată pentru decizia ta. Și pentru noi doi. Și da? Asta, da, exact. Dar doamna Iuliana își dorea să discute această problematică cu Vlad.
Vezi că doamna Iuliana, doamna Iuliana, o femeie super. Păi da, știu. Mișto. Că e mama mea. E mama mea. Cum să nu știu? Produs, mie chiar îmi pare rău de situația în sine, dar știi, eu atât te-aș întreba pe tine, dacă ar fi fost să dansezi, tu să te sui pe scaun, tu de ce te-ai fi ajutat? Ia-o și da, pe partea asta. Dar nu o făceam, eu din punct... a fost, mă, da, nu luat, dar da, nu eu am, personal. Eu am anumite bariere și nu îmi permit. Știu, mi-este dar... mie rușine de rușinea celuilalt, adică nu am cum să vezi mă tu pun. Că fiecare vede cum vede, știi, adică na. Eu înțeleg treaba adică asta. Adică ești conștient că n-a fost cu răutate sau cu vreun mesaj. Asta, până la urmă, contextul în care suntem acum este televizat. Poate la un moment dat o să mă pun la masă cu anumite persoane de un rang și o să se discute despre treaba asta. Da, te totuși pune... a fost striptease, adică în striptease da, se face atâtea chestii. Da, ok, dar suntem concurenți, nu suntem la striptease. Da, mă, dar a fost un task, da, de... ok, dar nu să se ajungă la loc de interpretat, să nu lase loc de interpretat. Părerea mea acum poate da, e greșit, nu, știu, dar eu... ți-am zis, eu cred că și eu dacă m-aș fi uscat, să mă urc pe scaun să fie Cristian, normal că și eu m-aș ajuta de cap să mă da, ridică, da, n-ai nu, cum, nu, știi? Da, nu, nu, fine, e părerea mea. Eu te-am înțeles că tu nu te-ai fi urcat, n-ai fi făcut. Eu sunt obiectiv aici, poate. Aș vorbi altfel, dar privind obiectiv, nu... A, ți-am zis, acum depinde băi, fiecare cum vezi. Știi cum e? Poate... Dar când ești încins atunci și când ești... Poate încins, te mai fură și... Dar trebuie să mai ai și conștiința. Poate te mai fură și peisajul câteodată. Că și peisajul te mai fură, știi? Eu înțeleg treaba asta. Și știu ce zici, știu. Dar orice știi ar fi... Știi, când stai să analizezi, îți dau dreptate. Când o iei pe partea cealaltă, când ești încins și ești... Înțelegi? Da, dar trebuie să intervină și că poate și mie venea să fac mai mult decât Doamne ferește. Dar trebuie să ai și una stâmpără în momentul ăla, că... Da, uite că uite, ajungi că nu gândești atunci pe moment la ceea ce zici tu, că acum dacă stai și dai, da, putea să nu să urce pe scaun și să fac un dans cum a făcut la toate și fetele, nu se înțelegi? Mai interpreta și era mai ok. Da, dar vezi, nu toată lumea are imaginația ta că tu te-ai dus acolo. Păi dar nu a fost a mea. Sau, păi nu, dar știi că se pune sare pe rană, da, știi? Da, dar și în platou s-a discutat același lucru, adică n-a fost despre, nu, numai despre mine. Asta se interpretează. Dacă era ceva, știi, până să nu fie conflictul ăla între ele două, îți spun eu că s-ar fi dată de a doua zi chestia asta, că ia uite ce imagină și nu, cum. Eu consider adică... că indiferent de situație tot rămâne acolo și rămâne treaba asta. Mie mi se pare, frate, când am greșit, mi-e spunem atunci când am greșit, nu veni după 3 săptămâni, păi, că ia uite cum s-a văzut. Eu cred adică treaba asta, pe doamna bun. Iuliana, dar dacă eu nu mă uit la materiale, nu m-am uitat și de multe ori nu-mi place să mă văd pe mine, că nu-mi place, na, încă nu sunt în postura în care vreau să mă primesc. Când au fost materialele de erau aici, se făcea o paralelă cu istoricul. Știu că el nu s-a uitat, el nu s-a uitat. Și s-a văzut și pe reacția mea de astăzi, că m-am îngălbenit la față, adică nu e ca și cum. Dacă o vedeam pentru a doua oară, nu mai aveam aceeași reacție. Că n-aveam cum, că mă obișnuiam cu situația, dar eu am văzut-o ca și cum stai așa de unde da, am mai apărut și asta. Da, toată lumea a fost șocată de privirea ta, că lumea a crezut că tu ai văzut și n-ai reacționat atunci la momentul respectiv. De asta toată lumea... Explicat. Eu nici nu mă uit la materiale. Da, chiar în fine. Oricum încerc și eu scuze dacă crezi că a fost mai mult de atât, dar... Din punctul meu de vedere ca și mamă, eu dacă mă duc într-un club de o marte și vine un stripper și se pune... Păi e alt context, e alt context că e stripper și asumă și femeia. Dacă eu mă duc cu Iuliana și în da, seara respectivă sunt stripper... Că păi despre da, așa da. Ceva a fost în seara aia. Ba, a fost să fii n-a cât fost. Mai... N-a fost. N-a. Haideți că... Să fim serios, doamne, eu dacă n-a fost ca gest de... Dar a spus că să dansez cum și a fost și melodia aia care a băgat-o, ta-na-na-na, știi? Păi da, ok, adică, dar... Adică, ce, doar nu dansai horă? Să fim serioși. Da, nu dansai horă, dar aici gesturile, tu ți le controlezi. Că mă las dus de vorbă, mi le fac mie. Dau eu cam așa jos, da? Că mi le fac mie, dar nu spre altcineva, că să mai împric. Că dacă o greșesc eu cu mine, atât. Capricile iubirii. Nu știu dacă voi cei de acasă v-ați dat seama, dar nici măcar nu s-a uitat la imaginile acelea. Vlad. Da, doamna Gabriela. E așa de dureros pentru tine sau... Dar n-are cum să-mi creeze o plăcere că mă uit așa ceva. Ei, da, dar până la urmă... E contrar principiilor tale de viață normal, sau... Normal. Păi este da. Și evident, nu? Da, iartă-mă, vrei să candidezi la președinție?
Nu neapărat că vreau să candidez la președinție. Dar nu, că nu e un lucru rău, ferească Sfântul. Normal că nu este, dar nu-mi doresc treaba asta, nu o văd. Doar că nu mi se pare mie normal și mi-am subținut părerea, ceea ce nu cred că e o chestie rea. Pentru că vorbeai despre faptul că ar putea să rămână imaginile acelea. În momentul în care îți dorești ceva serios cu o persoană, te interesează și anumite chestii, nu? Adică și imaginea și relația față de ea. Dar pe Iuliana ai întrebat-o că până la urmă... Are aceeași părere ca mine. Dar nu mi s-a părut că ea a ripostat atunci. Și nu te supăra pe mine, dar oamenii mai merg și la petrecere. Se mai și prostesc câteodată. Mai fac și un karaoke și hai să fim cinstiți că nu toți am fost înzestrați cu... Apropo de petrecere, am toată admirația pentru deschiderea doamnei Iuliana. Dar uitați, eu am un băiat care peste o săptămână împlinește 18 ani și mie nu mi-ar plăcea să audă că avem deschiderea asta, că dacă suntem încinși la o petrecere, ce vrei, a fost încins și a luat de cap orice fată și a făcut gesturile astea. Adică mie nu mi se pare, tot respectul. Era un task, poate la asta se referea doamna da, Iuliana. Dar în task-ul ăsta, întrebarea mea, eu că n-am văzut emisiunea și task-ul respectiv, era și Maria participa la task-ul respectiv? Da. De ce n-ai ales să te urci pe scaunul Mariei? Nu aveam voie, dar însă iubitei. De ce n-ai ales o altă fată care era singură? Am mers la toate fetele, la dansul da, individual. Dar gestul respectiv să-l fi făcut, că ai zis că aveai diverse mișcări. A fost 3 secunde, altă? A fost momentul 3 secunde și am trecut imediat la altă fată. N-a fost că am stat acolo, m-am focosat. Înțeleg că ți-a venit să te urci pe un scaun. Dar mișcarea respectivă, gestul, de ce tocmai la Iuliana? Asta era întrebarea mea. De ce n-ai ales o fată singură să faci gestul respectiv pentru o fată singură, apropo de gelozie? Nu știu. A fost o stare de momente, improvizații, nu m-am gândit, putea să fie oricare fată. A fost fix după mișcarea aia și mai minim mie. Era o întrebare și o curiozitate. Repet, toată deschiderea, dar să nu încurajăm că dacă suntem încinși, că așa și la club. Nimerim un individ în club care s-a încins un pic mai tare sau la o petrecere. Dar pe de altă parte, și Iuliana este adult și atât timp cât a corect acceptat comportamentul... Păi eu asta m-am întrebat, că Vlad nu adică poate să se uite, dar Iuliana până la urmă... Iuliana este o femeie adultă și ar fi putut să spună, pe mine mă deranjează, dar din imagini, la momentul acela, nu mi s-a părut că ar fi deranjat-o. Așa că degeaba intervine părintele sau spune o altă persoană altceva, pentru că trebuie să ne asumăm atât timp cât suntem adulți. Corect, da, mișcările nu erau așteptate. Mișcările n-aveau de unde să știi că vin asemenea mișcări și fiind 3 secunde, ce puteai să faci? Să te ridici? După ce a făcut mișcarea, putea să spună că uite, m-a deranjat. Sau a doua zi când au fost date imagine, uite, să știți că au fost foarte multe printuri și capturi pe internet. Și împrospătați-mi și mie memoria, că na, mai am și eu lacunele mele. După situația asta, n-a fost și conflictul cu Maria, cu Iuliana? Uitați, vizionând imaginile mai bine, da, mi s-a părut puțin deplasat gestul, dar eu l-am tratat ca atare, pentru că și cu Cristina a avut, bine, nu s-a urcat. Dar l-ai primit doar ca pe un act artistic? Adică nu, eu oricum am ridicat mâinile, adică nu m-am urcat pe el, să nu se înțeleagă chestia asta. Eu atunci eram împreună cu Vlad, chiar nu mă interesează Ștefa sub nicio formă. Eu și de asta l-am și votat astăzi pentru a nu lăsa loc de interpretare și nu mai vreau să mă cer cu Vlad pe absolut niște nimicuri, adică nu e nimic acolo și nu vreau să am discuții cu el sau să ne certăm din cauza unui nimic, pot să zic, că nu e nimic acolo. Și nu m-am urcat și l-am îmbrățișat. Eu am luat task-ul ca atare, adică nu mi se pare că... Da, mi s-a părut puțin deplasat, dar l-am luat ca atare. Adică nu pot și oricum, eu nu am povești cu Ștefan să mă duc a doua zi, vezi că pe mine m-a deranjat. Adică eu îmi văd de Vlad, scopul meu principal e Vlad aici și nu mă interesează. Dar ați ajuns să vă certați în cuplu datorită acestui subiect? Să aveți nu, doar am discutat. Doar am discutat, bineînțeles. Dar în momentul în care te deranjează ceva la un concurent din casă, fie că e fată sau băiat, nu înseamnă că ar trebui să ai povești să spui ce te deranjează. Pur și simplu, observ ceva și spui. Eu înțeleg, nu vrea să creeze anumite discuții, conflicte și preferă să le lase așa. Mă apreciez și treaba asta, chiar apreciez.
Păi dacă îi se va întâmpla ceva la job, poate că un coleg... Este cu totul altă situație. Este cu totul altceva. Păi la job nu sunt ascuri și nu... Nu o să povestească acasă pentru că nu vrea să creeze discuția. Adică nu, la job e hărțuire, nu e despre asta. Este cu totul altceva. Și ce e aia să nu povestească acasă? De ce să nu povestească acasă? Dacă mi s-a întâmplat ceva... Și aia este competiție, adică ce relevanță au. Chiar și ei au dat exemplu că sunt colegi ca și la muncă. Sunt situații diferite. Probabil că Raluca se referă și la situația în care dacă o femeie vede că partenerul este extrem de gelos sau extrem de supărăcios, la un moment dat povestește o dată, de două ori, de trei ori, după care începe să nu mai povestească, tocmai pentru a proteja. Păi da, da, aia nu mai e relație. Gelozia asta se întâmplă, eu nu spun că este relație, spun ce se întâmplă în realitate. De aceea am și întrebat dacă au început să se certe pe această temă. Pentru că una este să spui, mă deranjează, aș vrea să nu se mai repete, sau uite ce m-a deranjat, și să stabilească niște limite ale cuplului. Și alta este să fie o chestiune constantă, în așa fel încât să ajungă la ceartă și partenerul sau partenera la un moment dat să ajungă să ascundă, tocmai pentru a păstra liniștea. E adevărat, dar mie, Vlad, mi s-a părut că n-a fost atât de deranjat de situație nu știu cum să mă fac eu înțeleasă, în relația pe care o are cu Iuliana, cât mai degrabă imaginea. Da, pentru că a spus poate dacă nu era televizat, dacă nu era... Nu, s-a înțeles cu totul. Normal că mă interesează, că dacă nu aveam o relație cu Iuliana, de ce m-ar interesa?